Salutare lume și bine m-am regăsit la un nou vlog, fraților, pe acest canal. N-am mai făcut, mai ales cu cadrul ăsta, un vlog de genul de foarte mult timp. Vedeți, în spate s-au mai modificat niște chestii, deci zici că e alt birou, dar de fapt erau niște etajere aici sus și nu mai sunt, arată super bine acum. Mă gândesc să fac și un tur al camerei, pe la 300 de mii abonați, cred că o să fac turul camerei dacă facem vara asta. Sper să facem vara asta 300 de mii de abonați și o să promit că facem turul camerei, mă rog, vă interesează mai mult setup-ul meu și vedeți că este puțin schimbat, arată destul de bine, sincer acolo sus arată foarte gol, dar poate o să pun ceva poster, I don't know, acolo este și butonul, așa că se vede butonul în momentul de față. By the way, nu uitați să îmi dați și un follow pe Instagram, sinner.razvan, ca să facem și noi 20 de mii de follow-uri, ar fi super, super tare să facem săptămâna asta 20 de mii de follow-uri, deci dați acolo un follow și o să încerc să postez mai multe poze. Am postat vreo 3 poze luna asta, deci e ceva ca lumea. Și poate vă întrebați de ce ați intrat pe video ăsta. Băi, vrem să vedem story time-ul pentru că am văzut în titlu cum a fost exmatriculat. Ei bine, asta o să-și povestesc. Chestia s-a întâmplat în clasa 6-a undeva prin 2013 iarna, parcă țin minte că era foarte frig afară. Ca să vă dau un reper, țineți minte Harlem Shake-ul, atunci s-a întâmplat totul și din cauza Harlem Shake-ului s-a întâmplat totul. E bine, era în clasa 6-a, descoperisem YouTube-ul de, nu știu, câțiva ani, nu prea știam cum stă treaba cu el, copyright, mai departe. Nu făceam YouTube pe vremea aia, voiam să mă apuc, am avut foarte multe tentative de a mă apuca prin vremea aia, dar n-am făcut-o. E bine, și a venit trendul ăsta cu Harlem Shake, știi, era printre primele trenduri prin România, care au venit din state și, mamă, toți românii au văzut, mamă, ești mecherai să facem și noi un clip. Ideea era în felul următor, mă întâlnesem cu ceva prieten prin cartier și, nu știu, parcă era băiat Cipri, te salut dacă te uiți la clipul ăsta, fratisolul Cipri și încă o fată, chiar nu știu cum o cheamă, cred că ăștia eram, deci eram patru, da? Eu filmasem, n-am vrut să mă bag în chestia aia, de ce voiau să facă Harlem Shake? Eu n-am venit cu ideea, vine tipul Cipri la mine, bă, nu vrei să facem un clip de la cu Harlem Shake ca lumea? Și fii că eu zic că, bă, cu mintea mea de clasa 6, știi, eram cel mai mare dintre ei acolo și mă gândesc eu, bă, de ce nu, ce s-ar putea întâmpla, știi? Și mă pun pe mine să filmeze, filmam cu telefonul lui Cipri și au făcut acolo intro, nu știu ce, dar chestia că în intro nu li se vedea fața. Fata aia care era, mă rog, era fată și avea o glugă pe cap, efectiv nu îi se vedea fața. Fratisul lui Cipri și Cipri aveau o glugă, la fel, unul avea o șapcă, unul avea o căciulă și nu li se vedea fața. Deci nu era chiar așa mare problemă legată de chestia asta, adică să fie, bă, copiii mei apar într-un clip. Ideea e că ei au venit cu ideea, eu n-aveam nicio treabă. Bun, am filmat clipul, nu știu ce, totul a fost ok și când a venit să-l încărcăm pe YouTube, pentru că au vrut să-l încărcăm pe YouTube, l-am editat noi, nu știu cum, pe telefon, că avea Cipri nu știu ce telefon șmecher și l-am editat cumva. Ah, erau aplicații, țin minte, erau aplicații de Harlem Shake și făcuți în aplicația aia. Și când a venit să-l încărcăm pe YouTube, ghiciți pe ce cont de YouTube l-am încărcat. Pe al meu și ghiciți cum se numea contul. Exact numele meu de familie și exact numele meu, prenumele, numele și prenumele, deci exact. Oare cine e ăsta? Adică practic și o bobă. Și am zis, bă, hai mă să-l încărcăm pe al meu, nu știu de ce nu l-am încărcat pe al lui Cipri, dar am zis, bă, de ce nu? Ce se poate întâmpla? Din nou! Asta s-a întâmplat undeva pe sâmbătă, știu bine că era în weekend, asta e clar, și luni am avut școală, era normal școală și m-am dus eu la școală, nu știu ce, parcă am avut prima oră sport. Eram eu liniștit, mă distram pe acolo, toate bune și frumoase și nu mă așteptam ce urma, frate. A venit diriga mea la mine și m-a chemat în cancelarie sau ceva de genul, pentru că mama fetei acelea a făcut o plângere că a apărut în videoclipul acela. Toată vina, ghiciți pe cine a picat, ghiciți pe cine a picat toată vina că a apărut fata aia în video. Pe mine, frate, pe mine, care eu n-aveam nicio treabă, doar m-au pus să filmez și au zis, bă, încarcă pe canalul tău, dar eu prost, hai, bă, hai să încărcăm, ce se poate întâmpla. Și ideea era că era prima dată când am avut o problemă la școală și cred că și ultima, adică gen să mă cheme în cancelarie să rezolvăm problema, cred că a fost prima și ultima deocamdată, sper să nu fac până într-a 12-a. Și eram panicat, adică, bă, frate, ce am făcut atât de rău, nu mi-a zis diriga, m-a chemat doar acolo și eram eu panicat, bă, ce fac, ce s-a întâmplat. Și
am intrat pe calculator, un calculator de acolo de la școală și mi-a arătat videoclipul și scria acolo jos numele meu, adică puteam să zic că a, nu e al meu, știți, adică mai este încă un băiat cu același nume cu al meu și cumva a filmat și a încărcat, da. Am acceptat chestia, am zis, bă, da, hai să o rezolvăm și am încercat să șterg clipul. Mai era încă un domn acolo care se pricepa ceva în informatică și a trebuit să ștergem clipul pentru că făcuse aia plângere că a apărut fetița ei în video și nu-i convenea, chiar dacă nu i se vedea fața, frate meu. După aia a venit și maica mea la școală, ideea e că trebuia să ștergem cumva canalul meu, mă rog, nu mă interesa chestia canalul, era un canal, avea doar un video, video respectiv și aveam ceva abonamente pe acolo pe care mă uitam eu. Până la urmă am rezolvat, am șters video, dar vă dați seama că au făcut mulți mișto de chestia asta și diriga mea a făcut mișto de chestia asta, că dacă se întâmpla ceva, după aia zicea, ia uite vine Răzvan și filmează și vă pune pe YouTube, adică nu era ok să facă glume de genul, s-a întâmplat, eu... Nimeni nu mi-a ascultat partea mea, vă dați seama că toți erau aia, uite și pe ăsta, i-a filmat și i-a pus pe YouTube, știi? Nu e chiar vorba de o exmatriculare, puțin titlul e cam exagerat, dar vă dați seama că putea să ajungă și acolo dacă era mai rău, de exemplu, dacă apărea fața tipei acelea sau nu puteam să șterg video, vă dați seama că dacă nu puteam să șterg video era super, super nasol și acum că mi-amintesc, știu că am intrat pe contul meu de YouTube acolo la școală și contul ăla de YouTube e și contul ăsta, deci... Mă gândesc, poate a rămas acolo, Doamne frate, Doamne ferește. Și bine că am scăpat cu bine, bine că nu s-a întâmplat mai rău. Oricum, mi-a luat puțin bullying după chestia asta, că toți făceau mișto, mamă, uite și pe ăsta cu YouTube-ul, mamă, ne pune ăsta pe YouTube, ești nebun. Dar a fost destul de amuzantă fază și frumos așa să povestesc. Nu am foarte multe faze, pentru că a fost un copil destul de cuminte în generală. Dar vă dați seama că fiecare copil a mai făcut câte o prostie, dar nu atât de mare. Cred că asta a fost cea mai mare a mea. Vreau să scrieți în comentarii care a fost cea mai mare prostie pe care voi ați făcut-o în gimnaziu, în general, în liceu, nu știu, depinde acum unde, în ce clasă sunteți, de exemplu, dacă sunteți la liceu să spuneți cea mai mare prostie din gimnaziu, chiar sunt curios să vă citesc comentariile. Și de asemenea vreau să lăsați în comentarii ceva sugestii de vloguri, pentru că aș vrea să mă axez și pe partea asta de vlog, să combinăm gaming-ul cu vlogul, eu zic că ar fi mult mai plăcut să ne axăm și pe vlog, pentru că e și o chestie diferită și eu zic că n-ar strica canalului mult mai multe videoclipuri și mult mai diversificate. Așa ca o morală de sfârșit, ce aș putea să vă dau, nu... Folosiți contul vostru de YouTube dacă filmați ceva, puneți pe altcont, nu pe contul vostru și nu puneți numele adevărate, gen numele și prenumele vostru la canalele de YouTube. Vorbesc serios, nu vă puneți chestia asta, găsiți-vă un nickname, dacă pe voi vă cheamă Ionică, puneți Ionică 1, 2, 3, dar nu puneți Ionică Popescu, pentru că ar fi super, super nasol. Puneți altceva, dar numele și prenumele, puteți să puneți prenumele pentru că este prenumele vostru, dar asta aș putea să vă zic și să nu încărcați clipuri idiote pe canalul vostru pentru că puteți avea probleme. Și am uitat să specific că fata aia care a măsa, care avea fata aia care a apărut în videoclip, era din școală cu mine, la fel și Cipri, deci chestia asta... A avut un factor, dacă nu erau din aceeași școală, probabil că nu se mai întâmpla chestia asta, dar nu știu cum naiba, fix pe mine a venit vina. Da, probabil că era canalul meu și au zis, bă, hai să luăm pe ăsta să șteargă. Oricum am șters video, după două zile nu mai era nicăieri pe YouTube. Ludirica mea era foarte, foarte frică pentru că putea să rămână video undeva sau ceva de genul, dar video avea 20 de vizualizări. 20 și cred că 5 like-uri și unul era de la mine, unul era de la Cipri, unul era de la Fratisu și 2 random, frate meu. Cam asta e clipul, eu sper că v-a plăcut, fraților, nu uitați să dați un follow pe Instagram, cam asta este clipul, nu uitați să vă abonați, eu am fost Sinner și v-am salutat lume. Ciao, les!